Nasca corul strici mereu, tu strigă-l cheamă căci Iisus se va opri și-n dreptul tău. Te ai nevoie de Iisus și nasca corul strici mereu, tu strigă-l cheamă căci Iisus se va opri și-n dreptul tău. El n-a trecut când pe lângă un sărman, necazuri multe te-ai avea, Iisus le poate rezolva. El n-a trecut nepăsător, nici când pe lângă un sărman, necazuri multe te-ai avea, Iisus le poate. Nici
Nici când pe lângă un sărman necazuri multe te-ai avea, Iisus te poate rezolva. Cu Iisus în lumea asta voi merge eu mereu. Țara
chiar dacă suntem într-un număr mai mic, aș dori ca să ne rugăm pentru cei care nu sunt în locul acesta. Noi nu cunoaștem din ce cauză, dar Dumnezeu ne știe pe toți, slăvit să fie numele Lui. Noi avem datoria ca să le aducem înaintea Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va lucra. Aș dori să deschideți Sfânta Scriptură în Matei, capitolul 8, începând cu versetul 23 la versetul 27 inclusiv. Matei, capitolul 8, începând cu versetul 23. Potolirea Fontului. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii Lui au mers după El. Și deodată s-a stărnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și El dormea. Ucenicii s-au apropiat de El și L-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne, că pierim! El i-a zis, de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a cerutat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta, El ascultă până și valurile și marea. Amin. Aș dori să reocupați locurile și aș dori ca să parcurgem câteva clipe, să medităm asupra Cuvântului Lui Dumnezeu și aș dori ca Dumnezeu să lase în această dimineață o învățătură pentru noi fiecare. Să învățăm ceva din cuvântul acesta și ca să ne fie folositor în viața aceasta, cât mai avem de trăit pe acest pământ. Ne arată cuvântul lui Dumnezeu căci Domnul nostru Iisus Hristos învăța noroadele și vindeca bolnavi, vindeca leproșii, ologii, șchiopii și mulțimea lui Dumnezeu venea foarte mult norul la El și era atât de aglomerat și după o zi e trudă, după o zi de învățătură, naș și țânsoare, o fi obosit. Este ceva normal. Cred că dacă l-aș întreba și pe frate Daniel, după ce pleacă până la Treviso și seara trebuie să vină și înapoi, trebuie să pleci acolo și trebuie să vină și la biserică, cred că ești istovit, ești obosit. Seara, că abia aștepți să te pui în pat și să te culci. Ne arată Cuvântul lui Dumnezeu că Iisus se afla în această împrejurare. Mulțimea îl îmbulzea, noroadele veneau la El și Domnul nostru Iisus Hristos, după o zi, spune că a spus ucenicilor, haideți să urcăm în corabie și să trecem de partea cealaltă. În Marcu avem un alt detaliu, spune că în aceeași zi, seara, era seară, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au urcat în corabie cu ucenicii, ne spune cuvântul că a zis ucenicilor să trecem în partea cealaltă. Și un detaliu foarte important, tot în Marcu, spune căci după ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabie în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corabii. Iisus a zis, trebuie să trecem de partea cealaltă. Și ne arată Cuvântul lui Dumnezeu căci pe mare se aflau și alte corabii. Cu aceeași țintă, cu aceeași destinație, să treacă pe partea cealaltă, să ajungă la țări, să ajungă dincolo. Dar, din nefericire, ne arată Cuvântul lui Dumnezeu căci, în noaptea aceea, s-a stârnit o mare furtună. Ceea ce este important în acest pasaj până aici, spune Cuvântul lui Dumnezeu că erau și alte corabii. Și aveau aceeași țintă, aceeași tot ca să ajungă pe țărmul celălalt. Dar ceea ce era important, că într-una singură se afla Iisus, slăvit să fie numele Domnului. Multe religii, multe confesiuni în lumea aceasta sunt atâtea că nu le mai poți nici număra. Toți, aproape toți, au aceeași țintă,
să ajungă dincolo, să ajungă la celălaltă. Dar cuvântul ne arată că într-o una singură, într-o singură corabie, era Iisus. Și mai departe ne arată cuvântul lui Dumnezeu căci valurile erau foarte mari. Deci că deodată s-a stărnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de val. Era o furtună foarte mare. Ucenicii Petru, Ion, Iacob erau obișnuiți cu marea, erau obișnuiți cu furtuna, erau obișnuiți pentru că erau pescari și nu le era ceva